Bună seara tuturor! Bine ați venit pe pagina de Facebook a Colegiului Universitar Spinohare. V-am obișnuit, de fapt, de anul școlar trecut, ca să facem o întâlnire cu dumneavoastră, în care să povestim un pic despre atingerea de data aceasta pentru anul școlar 2022-2023. Alături de mine se află doamna sociolog Marcela Figuleac, didactic de Colegiul Universitar Spirituale din București. Luna iunie este ultima lună a inscrierilor online. Povestiți-ne puțin viitorii noștri elevi, la ce calificări profesionale se pot preînscrie pentru anul școlar următor. Bună ziua tuturor! Pentru noi avem două colegii, așa cum știe toată lumea, Colegiul Universitar Spirituale Caiova, care are anul acesta, face înscrieri la calificările profesionale asistent medical generalist, asistent medical fizic-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 fizic, și de medicină fizică terapie și reabilitare, și la Colegiul Universitar Spirul Hare în București, vom face înscrieri la calificările profesionale asistent medical generalist, asistent medical de boală, fizic-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 
ambulator și detectiv particular. Super! Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze în viitor cursant al colegiului nostru? Și care sunt criteriile? De exemplu, o întrebare foarte des care mi se adresează este dacă promovabilitatea examenului de baccalaureat, mai ales că în acest moment acest examen este în plină desfășurare, este o condiție obligatorie pentru înscrierea la colegiul nostru. În momentul de față, legislația în vigoare nu îi obligă pe candidați să fie absolvenți cu diplomă de bacalaureat. În același timp, avem candidați care au absolvit studii superioare, chiar masterate, sau sunt doar absolvenți de liceu. Ei sunt beneficiază de aceeași pregătire. La toate calificările noastre, candidații se înscriu în baza dosarului, care trebuie să fie complet și sigur că pe site-ul nostru există lista completă cu toate documentele necesare și este un interviu. Admiterea se face pe bază de dosar și interviu. Nu avem examen de admitere, cel puțin nu anul acesta. Să mai terminăm curând încă un an școlar. Apare iarăși o întrebare pe care la fel mulți din cei care urmăresc pagina de Facebook și anume, sunt acreditate calificările profesionale din cadrul colegiului universitar? Da, la București avem deja două calificări profesionale acreditate. Este vorba de asistent medical generalist și de editor imagine. La Craiova tocmai s-a trecut de procesul de acreditare pentru calificarea profesională asistent medical generalist. Da, aș face o paranteză aici pentru că toată lumea se folosește de acest lucru, de acest clișeu. Faptul că noi nu suntem acreditați pe toate calificările profesionale sau pe toate domeniile, nu încurcă absolut deloc pe cursanții noștri, pe actualii elevi și pe viitorii candidați. Pentru că asta înseamnă că noi suntem la fel de interesați ca și dumnealor, ca dumnealor să se pregătească, corespunzător să promoveze examenele corespunzător și să obțină job-uri în domeniu. Așa este procedura în momentul de față, ca fiecare școală să-și autorizeze anumite programe de studii, să școlarizeze două promoții și abia la a treia să depună dosar pentru acreditare. Pentru că în timpul acesta trebuie să demonstreze o grămadă de lucruri și trebuie să se formeze echipe și să se vadă dacă, într-adevăr, acele domenii sau acele calificări profesionale funcționează, pentru că se întâmplă. Uneori să existe cerere pe piață pentru anumite meserii și ulterior să se, nu știu, să dispară. Și atunci, sigur că și Consiliul de Administrație decide dacă merge mai departe sau inspectoratul, dacă ne recomandă sau nu să acredităm acele calificări profesionale. Dar nu ne afectează cu absolut nimic, nici dacă se înscriu la o calificare profesională autorizată. În momentul în care cursanții noștri finalizează cursurile în cadrul colegiului, diploma lor ce presupune și cum le servește pe viitor în cariera lor?
Aici este puțin diferit. Ar trebui să spunem așa. Spre exemplu, pentru București. Avem calificări profesionale care au durată între 1.5 și 3 ani de studii. Dacă vorbim de analist programator, acolo durata de studii este de 3 semestre, adică 1.5 ani. Dacă vorbim de editor imagine și de detectiv particular, durata studiilor este de 2 ani. Iar în domeniul sănătate și asistență pedagogică, asistentul medical general și cel de palme, fizioterapie și recuperare, are o durată de 3 ani de zile. După ce finalizează cei 3 ani de studii, absolvenții susțin un examen de certificare a calificării profesionale. Dacă suntem acreditați, cum suntem pe aceste domenii la noi la școală, dacă nu, unde suntem arundați de inspectoratul școlar. După ce finalizează, susțin și acest examen care anul acesta, spre exemplu, va fi în 3 probe, ei primesc un certificat de absolvire a unei calificări profesionale. Acel certificat este recunoscut în țară și în străinătate. Sigur că pentru fiecare țară în parte se îndeplinesc niște criterii, se fac niște demersuri. Dar este doar un demers, știți, ce să fie tradus și apostilat, alții îl acceptă așa pur și simplu. Fiecare țară are condițiile ei, dar el este recunoscut fără niciun fel de problemă. Este practic dreptul de liberă practică. Foarte important pentru cei care, pentru viitorii candidați, să zic o altă întrebare care se ridică este practica. Unde vom face practică? Dacă suntem elevi la asistent medical generalist sau la partea de bani de fizioterapie și recuperare, ce parteneriate ai instituția încheiate cu spitale, clinici și așa mai departe, care elevii își pot face această practică? Pentru fiecare domeniu, colegiul universitar sau Universitatea Sfântul Haret încheie parteneriate de practică. Dar asta se întâmplă în fiecare an școlar. Ele se pot înnoi, putem apela la noi parteneri sau putem să păstrăm vechi parteneri. Contractele acestea se semnează ținând cont și de preferințele elevilor sau a candidaților, să spun așa. Pentru că uneori se întâmplă să fie mai mulți din zona de sud sau din zona de nord și atunci noi încercăm să ne ducem mai către dumnealor să le fie ușor să ajungă la aceste locuri de practică. Asta dacă vorbim pe partea de asistență medicală. Plus că există și acea variantă. Marea majoritate a candidaților noștri lucrează în domeniul sanitar, doar că sunt încadrați la alte posturi. Ceea ce înseamnă că au deja acces la o clinică, la o unitate medicală și preferă să își desfășoare stagiul de practică acolo. Și acceptăm și varianta aceasta. Interesul nostru este ca ei să facă acest stagiu de practică, să se prezinte, să învețe lucruri și mai ales decât atât, de anul trecut, am început și avem o planificare destul de serioasă pe zile, chiar la sediul școlii, în laboratoarele noastre, cu cadrele didactice titulare, asistente medicale toate, unde îi și verificăm să vedem ce învață în practică, ce stăpânesc, ce nu stăpânesc. Îi ajutăm, că unii nu au poate curaj să se îndrepte către unitățile medicale, pentru că spre exemplu, nu toată lumea este făcută pentru spital. Și anul acesta, semestrul acesta, cei din anul 2 au solicitat în mod deosebit dacă putem să intermediem niște stagii de practică în cămine de bătrâni. Pentru că acolo au pur și simplu posibilitatea să vadă niște lucruri, să pună în practică niște alte liniște, se pune accent mult pe comunicare. Pe când în spital, știți, există un GP, există un haos la un moment dat și dacă nu ai prins lucrurile din mersul, mai puțin sunt cei care stau să te gândire pe tine, să zic așa. Dar încercăm să ne adaptăm din punctul ăsta de vedere. Dacă vorbim, în schimb, de domeniul producției media, acolo clar facem, avem contracte de practică,
la instituțiile la care lucrează și cadrele didactice ale noastre. Și în general ăsta a fost un principiu pe care am funcționat, pentru că noi vrem să-i supraveghem în permanență și să ne ușurăm situația, să nu se simtă așa de singur sau să fie doar, cum să spun, să simtă ei că fac parte dintr-o familie, dintr-o echipă. La producție media avem un parteneriat cu noi, în primul rând, cu televiziunea noastră și cu studiourile noastre care au mai rămas ale Universității Sfântul Care, cu Cetirea Națională TV, și plus sunt diverse colaborări cu filme mai micuțe, să zic așa. La detectiv particular, în schimb, suntem într-o strânsă legătură, după cum știți, cu Asociația Națională a Detectivilor Particular, care îmi pun la dispoziție cabinetele ale agențiilor de detectiv particular și ele sunt informații acolo și în funcție de interesele lor, pentru că și detectivii aceștia particulari se ocupă de foarte multe lucruri și atunci poate că unii sunt, se ocupă mai mult de fraude în asigurări, poate alții de fraude financiare, poate alții de campanii, să zic așa. Acum depinde fiecare unde se regăsește, dar și sigur că avem la fel parteneria cu Facultatea de Drept și Administrație Publică, unde, în cadrul Universității Sfântul Haleț, unde avem laboratoarele de criminalistică și domnul Butoi este acolo la fel. Este foarte important subliniem acest aspect practic, pentru că este clar că candidații sunt interesați de această zonă. Un alt aspect ar fi cel al programului. Cum vor avea loc cursurile în anul școlar 2022-2023? Adresez această întrebare, mai ales că venim după această perioadă pandemică, în care anumite cursuri s-au susținut foarte mult pe zona ta online. Ceea ce pentru noi, dacă ne dăsați ca și colegiul, este un lucru, a fost un lucru bun, pentru că avem această platformă Blackboard, care chiar este un real suport pentru elevii noștri. Ce ne puteți spune asta? M-ați făcut să zâmbesc, pentru că îmi trece acum prin cap că e prea frumos să fie adevărat ce o să vă spun, dar jur că așa este și este verificabil povestea la promoțiile anterioare și la cele în curs. Noi avem o politică puțin diferită, în sensul că, în general, candidații noștri au joburi, au activități, au copii la școală, au tot felul de... au programul dumnealor. Și atunci, de regulă, noi facem programul după ce se termină perioada de admitere. Pentru că la interviu, noi aflăm câți lucrează, câți fac naveta, cam care este media de vârstă, cam din ce zone vin, pentru fiecare domeniu. Și atunci, de comun acord, le solicităm o opțiune de orar și de comun acord stabilim acest program, astfel încât ei să poată participa la cursuri fără niciun fel de problemă. Asta pe partea de teorie, că nu trebuie să fie un program fix la școală. De regulă, programul acesta este mai mult în a doua parte a zilei, cam așa o construcțiune. Asta și pentru că toate cadrele noastre didactice, fie că vorbim de cadre medicale, fie că vorbim de profesori universitari, fie că vorbim de colaboratori ai noștri, toată lumea mai are o altă activitate de bază. Și atunci altfel se dedică colegiului în a doua parte a zilei. Dacă vorbim de partea de stagiu practic, acolo programul este foarte flexibil pentru că pot stabili cu fiecare unitate medicală parte și, după cum știți, sunt unități medicale, sau marea majoritate, sunt deschise non-stop. Și atunci, clar, pot desfășura stagiu de practică, inclusiv în weekend. Și sunt destul de multe săptămâni de practică pentru fiecare an școlar. Acum acest Blackboard, cum au resimțit elevii noștri suportul ei? Noi am profitat de acest avantaj și de Blackboard și de mail și de grupurile de WhatsApp. Am avut în permanență, în momentul în care am spus și data trecută, în momentul în care a venit pandemia, noi eram foarte pregătiți. Dacă alții se gândeau să facă lucruri,
deja eram acolo. Noi încă de la început le creăm aceste conturi instituționale elevilor noștri, unde ei se transformă, unde ei intră în baza CNP-ului și sigur în baza unei parole după ce vor însemna sau semnează contractul cu noi. Și am acces la toate informațiile necesare, însemnând suportul de curs, anunțuri, sunt situații în care cursurile pot fi interactive, pot încărca acolo materiale. Nu putem juca cu această platformă și facem, de ce nu? Puteți să vorbim de o calificare, să spun, vedet, așa, atât pe București și pe Craiova, în jurul cărora s-au atras toți mai mulți candidați și un număr mai mare de elevi. Și de ce? Este clar că asistentul medical generalist este cea mai solicitată calificare profesională. Acum nu știu să spun. În general, vreau să cred că oamenii vin din motivele potrivite către o calificare profesională sau alta. Este un domeniu unde o să-ți găsești permanență de lucru, la startul privat. Dacă vorbim la sistem medical generalist, vă dați seama că ei se pot angaja de la un cabinet de stomatologie până la o unitate medicală, da, mare, foarte mare, în țară, specialitate, este un pic mai, nu știu, acum în exact, din punctul ăsta de vedere. Probabil, cu siguranță, se câștigă și bine, dar în timp, pentru că eu spun totdeauna că în orice domeniu se câștigă bine, dar ca să câștigi bine, trebuie să fii bun. Și ai nevoie de niște etape, de niște, spre exemplu, în prima fază trebuie să se treacă de acea perioadă de deputat, în care trebuie să demonstrezi ce știi, după care probabil că poate că te duci către o secție și îți dai seama ulterior că ești făcut pentru alta. Am avut candidați cărora le era teamă să lucreze cu copiii și refuzau din start orice legătură cu un spital de copii. Și au avut surpriza să se ducă într-o unitate medicală așa de voie, de nevoie, de dragul, care își face treaba cu plăcere și a reușit să transmită plăcerea pentru meseria asta. S-au dus din curiozitate și nu au mai plecat de acolo. Și acum chiar avem o fete care s-au angajat pe neonatologie. Deci nu m-am dorit asta sub nicio formă. Eu cred că asta este un creștin. Dar trebuie să ai răbdare și să fii sincer cu tine și să încerci tot ce se poate ca să te descoperi, să descoperi locul. Avem fete care au migrat în aceeași unitate medicală pe diferite secții. Dar ca și practică, să știi, că nu știi că mai sunt tot felul de situații, de situații. Iar COVID-ul, sigur că ne-a pus pe toți la mare încercare, pentru că spitalele care au fost suport COVID n-au mai ținut cont și nicio formă de nicio fel de preferință. Și atunci, automat, toată lumea trebuie să se adapteze și poate că a fost și un câștig, nu știu ce să zic. Dacă ar fi așa să vorbim despre un calendar pentru etapele următoare. Campania de prescriere online despre care am discutat se finalizează până la 30 iunie. Beneficiul celor care se înscriu de prescriere online este că nu mai achită această taxă de înscriere. Da, așa este. Bun. Ei trebuie să-și confirme însă acest loc până la sfârșitul iunie. Pe data de 30 iunie. Pentru cei care s-au interesat deja, pentru că avem destul de mulți candidați care au făcut preînscrierea online, am comunicat aceste date deja pe mail, dar o să le mai repetăm o dată. Procedura este destul de simplă. În sensul că, din start, ar trebui să subliniez faptul că taxa anuală de școlarizare pentru calificările profesionale din București, de la Colegiul Universitar Spinu Hare București, este de 4.000 de lei pe an. Și aceasta se achită în 4 ani. La Colegiul Universitar Spinu Hare din Craiova, taxa este de 3.000 de lei pe an și se achită tot în 4 rate. Celelalte lucruri sunt perfect valabile, dar taxa aceasta diferă.
După ce își fac această preînscriere pe site-ul nostru, ei primesc un e-mail în care au toate informațiile necesare, de la dosarul pe care trebuie să-l depună, ce trebuie să conțină acest dosar, locație, oran, taxe, eșalonarea lui, absolut tot. Iar de data de 20 iunie pot veni fizic să depună documentele, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, au locul rezervat până pe 30 iulie, dar la înscriere le recomandă să achite și prima rată să semneze și contractul. În sensul că încercăm să evităm drumurile prea multe. Dar în sens, a venit din 20 iunie, sau iunie, așa, la București, din 20 iunie, îi aștept cu drag pe toți candidații la sediul din șoseaua Bergen numărul 24. Deci procedura este simplă. Au primit mail-ul și strâng documentele necesare, se prezintă conform orarului la noi, la secretariat, completează toate documentele, toate fișa chestionar și ce trebuie, are loc interviu, candidatul, dacă îndeplinește toate condițiile și este sigur de calificare profesională la asta, pentru că se mai întâmplă așa să stăm de vorbă și să descopere că parcă mai bine ar merge către cealaltă, nu-i grăbim, îi ajutăm, le rezervăm locul și pe acei candidați nehotărâți îi așteptăm să se întoarcă. Nu ocupăm locul, să nu le luăm șansa celor care chiar sunt hotărâți să facă treabă. Deci ei vin cu aceste documente. Dacă trec de admitere și sunt declarați admiși, atunci pot merge la caserie și achită prima rată în valoare de 1200 de lei. Semnează contractul și abia din momentul acela ei sunt cursanți al Colegiului Universitar Schiruharel București. Urmă să-și petreacă liniștiți vacanța de vară și în 5 septembrie când începe școala ne vom vedea în locațiile în care avem aceste calificări profesionale. Aceeași procedură este și pentru cei din Craiova. Mi-ați anticipat un pic întrebarea. Anul școlar următor începe conform structurii ministeriale, ca și academic respectă structura universitară. Mulți fac așa o mică confuzie. Da, dar începe pe ziua pomenei. Nu. În cadrul colegiului, anul școlar începe. Noi ne subordonăm inspectoratului, ministerului, sunt pe nivel de studii post-liceal, începem odată cu liceele, acum sunt tot felul de discuții cu forma de studii, cu faptul că unii ar dori, sau toată lumea întreabă, dacă va fi prezență fizică sau online. Nu, înscrierea. Fiecare trebuie să ia în calcul că învățământul este la cel mai îndepăsut cu prezență. Dacă vor fi modificări din toamnă, dacă se va întâmpla ceva, împreună vom avea și mi-a trebuit să ne adaptăm din nou. Dar altfel, învățământul este cu prezență. Deși, pe de altă parte, sunt convinsă că ceea ce am învățat bun în pandemie vom folosi în continuare. Ce se va putea în partea de teorie, dar așa cum am precizat, avem deja această platformă pe care o foloseam oricum. Putem să considerăm că avem și un hibrid, dar asta nu înseamnă că nu e înseamnă de clasă. Am înțeles. Întrebă. Deci anul începe pe 4 septembrie, când se finalizează partea de admitere? Când este ultima zi în care candidații mai pot veni să-și depună dosarul, să susțină interviul, să plătească și prima rată, astfel încât să devină oficial elevii colegiului? Având în vedere că la ambele colegii universitare numărul de locuri este limitat și că nu există examen de admitere și candidatul vine în baza dosarului și a interviului, este clar că în momentul în care se vor umple numărul de locuri, se va cita admiterea pe o anumită calificare profesională. Deci recomand să se întâmple toate lucrurile astea până undeva 30 iulie. Ar fi ideal pentru cei care sunt nehotărâți sau acolo unde vor mai fi locuri libere, sigur că ne putem duce până pe 15 august, cam așa. Mai departe, nu avem de unde să știm. Deci, data limită aceasta, să zic, în 15 august. Da, da. Încât să se facă toate demersurile ca în
atunci acolo în regulă și pentru ei și poate face și pentru mine. Da, pentru că deși suntem privați, deși funcționăm sub universitate, așa cum am spus, ne raportăm la tot sistemul educațional și atunci asta înseamnă că toți elevii noștri fac parte dintr-o bază de date, un sistem integrat informatic din România, ei se regăsesc acolo. Și preferăm să facem, dincolo de faptul că îi adăugăm acolo și facem candidații noștri, să știți că mai sunt situații în care ei au fost cândva elevii privat și au rămas cumva agățați în sistem și atunci este nevoie de puțin timp dacă îi figurează la altă unitate de învățământ, trebuie să spunem sau trebuie să știagă ei ca să putem adăuga noi. N-au voie să fie la mai multe două calificări profesionale în același timp. Învățământul este cu frecvență și atunci așa depistăm dacă mai sunt și probleme. Și asta recomandăm ca undeva până la 15 august să-și finalizeze înscrierea. Dacă vorbim de candidați care susțin acum în perioada aceasta la probele de la exact de la DNAPA, acești candidați nu trebuie să aștepte neapărat diploma. Ei se pot înscrie în baza adeverinței de absolvire, urmând ca ulterior să aducă diploma de bacalaureat, pentru că secretariatele sunt foarte ocupate și, bine, procedura ține este destul de complicată și nu ne eliberează în timp util. Și să nu pierdă înscrierea, se pot înscrie. Da, pe care se... De bază de... Da, adică și pentru cea de mult se ține examenului de bacalaureat, care tot așa se finalizează după la știu domenii. Au avut și atunci nu este o condiție obligatorie, de așa am vrut să subliniem acest aspect, că promovabilitatea nu este o condiție obligatorie de a se devalua și de a trece cu procesul acesta de admitere la oameni calificările profesionale din toate colegi. Nu, și în momentul de față, nici legislația în vigoare nu condiționează în niciun fel, pentru că am auzit tot felul de discuții și iarăși fac o paranteză aici, am auzit discuții cum că ei ar trebui să-și ia capul în cei 3 ani sau în cei 2 ani, da, nu vor intra în examen, nu vor finaliza cu toate discuțiile. Deci vorba, nu condiționează în momentul de față. Nici în literă, nici în literă. Este recomandat, pentru că dacă vorbim de un asistent medical, sigur că poate că vreodată o să ajungă sau o să-și dorească să fie un manager de unitate, un director de îngrijiri. Și pot cei care scot postul la concurs să facă diferența asta. Dar se uită și spun, pune acolo într-o mică paranteză sau o virgulă așa, cu diploma de bacalaureat. Și atunci își pierde o șansă de intrare la acel examen. Dar altfel, cine vrea să facă treaba, cine este bun sau se pregătește să fie bun pe orice domeniu, poate să facă, nu condiționează până nimic promovarea acestui examen. Vă mulțumesc foarte mult, domnul profesor, că vă ne-ați spus toate aceste clarificări despre tot ce înseamnă partea asta de admitere la colegiul nostru. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Acest live rămâne pe pagina colegiului, așa că așteptăm și alte întrebări, comentariile, postări și cu siguranță că vom răspunde la ei. Vă dorim o zi bună și vă mulțumim! Vă mulțumim!